Salutare! Sunt Adriana și în episodul acesta o să încerc să vă răspund la o întrebare pe care o tot primim pe pagina noastră de Ask și pe care tinerii mi-o pun de fiecare dată când merg în școli să mă întâlnesc cu ei. Întrebarea este: când este cel mai bine să-mi încep viața sexuală? E o întrebare destul de dificilă. Răspunsul cel mai scurt ar fi atunci când tu, dar și partenerul sau partenera ta, vă simțiți pregătiți sau pregătite să faceți acest pas. Dar cum știi cum stai tu în legătură cu asta? Păi ca să poți să afli, trebuie să răspunzi la câteva întrebări pe care ți le voi pune acum. Prima întrebare este: ce zice legea? Conform articolului 220 din Codul Penal, care se referă la actul sexual cu un minor, în România, vârsta consimțământului este 15 ani. La asta se aplică și câteva excepții importante. Un exemplu este că dacă diferența de vârstă dintre cele două persoane care fac sex este mai mică de 3 ani, atunci persoana mai în vârstă nu răspunde penal. Asta este o schimbare în noul cod penal care permite relațiile între adolescenți. De exemplu, între un adolescent care are 14 ani și 6 luni și un adolescent care are 17 ani și o lună. În același timp, chiar dacă minorul a împlinit deja 15 ani, o altă excepție spune că dacă persoana care a întreținut relații sexuale cu el are o anumită autoritate asupra lui sau are o anumită influență asupra lui, influență sau autoritate care trebuie dovedite, această persoană poate răspunde penal. O astfel de persoană poate fi medic, profesor sau pur și simplu un prieten sau o prietenă mai mare care vă poate într-un fel influența. A doua întrebare: de ce vreau să fac sex? Răspunsul corect este pentru că atât eu cât și persoana de lângă mine ne dorim cu adevărat asta, suntem entuziasmați sau entuziasmate să o facem, ne cunoaștem și ne respectăm limitele. Suntem persoane responsabile atât față de noi înșine, cât și față de celălalt sau de cealaltă. Răspunsuri incorrecte ar fi: pentru că partenera sau partenerul meu sau prietenii sau prietenele mele pun presiune pe mine și insistă să fac asta. Pentru că toată lumea din jurul meu o face. Pentru că asta îl va face sau o va face pe partenerul, partenera mea mai fericită. Pentru că simt nevoia de afecțiune din partea partenerului sau partenerei mele. Pentru că îmi imaginez că asta ne va ajuta să rămânem împreună sau să fim împreună mai mult timp. Pentru că cei din jur mă vor vedea altfel, mă vor respecta mai mult, vor crede că sunt mai puternic. Pentru că vreau să devin o persoană matură. Dacă astea sunt motivele tale, mai bine oprește-te, pentru că nu ești pregătit să faci asta. Sexul nu ne ajută să fim mai cool, mai șmecheri sau mai strălucitori. Nu ne face relațiile să devină mai puternice. Nu garantează că relația noastră va fi mai de lungă durată sau că ne va apropia mai mult. În plus, tu ești singura persoană care decide dacă și când vrei să faci sex. Nimeni nu are dreptul să decidă pentru tine sau să te influențeze în vreun fel. Ce fac și ce zic ceilalți nu contează. Numai tu contezi. A treia întrebare: pentru cine vreau să fac sex? Răspunsul corect este pentru mine și pentru partenerul sau partenera mea în egală măsură. Răspunsuri incorrecte ar fi doar pentru mine sau doar pentru partenerul sau pentru partenera mea. Sexul presupune ca două persoane să fie implicate, fiecare cu dorințele, cu așteptările și cu limitele sale. Toate acestea trebuie comunicate și respectate când ne decidem să facem sex pentru prima oară și asta indiferent dacă suntem într-o relație sau dacă e vorba de o chestie pasageră. Asta înseamnă că ambele persoane trebuie să-și dea acordul cu bună știință. Nimeni nu are dreptul să te forțeze să faci sex, la fel cum nici tu nu ai dreptul să forțezi pe cineva să facă sex cu tine. A patra întrebare: cum știu dacă suntem pregătiți să facem sex? Este important că atunci când facem sex pentru prima oară să ne asigurăm că știm care sunt așteptările noastre, care sunt așteptările partenerului nostru, să comunicăm despre ele și să ne asigurăm că suntem pe aceeași lungime de undă. Fiind ceva ceea ce faci sau ceea ce faceți pentru prima oară, este important să vorbiți despre lucrurile care v-ar plăcea să se întâmple, care nu v-ar plăcea să se întâmple,
și să stabiliți o metodă de contracepție și de protecție. Ca să-ți dai seama fix de lucrul acesta, adică unde te situezi cu partenerul sau partenera ta, poți să-ți pui următoarele întrebări. Vreau să fac sex pentru mine, pentru nevoile mele fizice, emoționale și intelectuale? Este la fel și pentru persoana de lângă mine? Îmi pasă la fel de mult de mine ca de persoana de lângă mine? Vreau să fac sex acum, în acest moment, în această situație, în acest context? Persoana cu care vreau să fac sex simte același lucru? Știu ce experiențe sau consecințe, dorite sau nedorite, poate avea sexul cu persoana aceasta? Sunt pregătită pentru toate astea? Știe și e pregătită și persoana de lângă mine? Știu că pot apărea consecințe pe care le pot evita, cum ar fi sarcina sau infecțiile cu transmitere sexuală sau posibilitatea să fiu rănit sau rănită într-un anumit fel. Am stabilit mijloace de contracepție și protecție și suntem de acord amândoi cu mijloacele pe care le-am stabilit. Și ultima întrebare, cea magică, mă simt cu adevărat ok cu răspunsurile pe care tocmai le-am dat la toate celelalte întrebări? Dacă ai răspuns da la toate întrebările, inclusiv la ultima, cea magică, e foarte posibil ca tu și persoana cu care vrei să faci sex să aveți parte de experiențe pozitive. Dacă însă ai răspuns nu la ultima întrebare, atunci poate e mai bine să vă opriți și să discutați despre aspectele care sunt problematice. Sau puteți pur și simplu să vă opriți și să discutați despre ele, nu știu când, în momentul în care amândoi vă simțiți pregătiți să vorbiți despre asta. Mai sunt și alte multe întrebări pe care puteți să vi le puneți în funcție de ce e important pentru voi. De exemplu, îmi cunosc anatomia genitală și știu ce mă excită și ce nu. Cunosc anatomia genitală a partenerului sau partenerei mele și știu ce îl sau o excită. Știu ce sunt pregătit sau pregătită să fac și ce nu. Știu asta și despre persoana cu care vreau să fac sex. Știm amândoi sau amândouă ce urmează să facem. Mi-este teamă de ceva. Ce facem dacă unul dintre noi nu se simte bine? Toate astea sunt întrebări la care voi trebuie să vă răspundeți înainte de a face sex. Nu numai că asta vă va ajuta să vă cunoașteți mai bine, dar vă va ajuta și să cunoașteți cealaltă persoană mai bine, să comunicați mai bine și drept rezultat ca experiența voastră în timpul actului sexual să fie mult mai ok. Asta înseamnă, de exemplu, mai multă intimitate și o mai mare apropiere. Deci, încotro. Sunt multe aspecte pe care trebuie să le iei în calcul atunci când vrei să faci sex. Este normal să fie așa. E normal să avem nesiguranțe, să ne punem întrebări, să încercăm să descoperim care ne sunt dorințele, care ne sunt limitele, unde ne situăm în plan emoțional și intelectual și fizic în legătură cu partenerul sau partenera noastră. Nu e o decizie super ușoară. Dar oricum trebuie să știți că toate întrebările pe care vi le-am pus sau le-am pus către voi nu sunt valabile numai pentru prima oară când faci sex, ci sunt valabile pentru fiecare dată atunci când faci sex. Diferența este că pe măsură ce crești și te cunoști mai bine și reușești și să cunoști altă persoană mai rapid, ajungi să răspunzi la aceste întrebări mai repede. Dar în mare așa funcționează lucrurile. Îți pui aceste întrebări, îți dai răspunsurile și iei o decizie. Deci care este rețeta succesului? Nu există o rețetă a succesului, la fel cum nu există nicio vârstă exactă la care este potrivit să faci sex, la fel cum nu există nici o situație clară, exactă, în care este potrivit să faci sex. Potrivit este ceea ce tu decizi, având în vedere toate aspectele pe care le-am discutat până acum, plus lucruri și valori care sunt importante pentru tine și, poate pentru, și pe care poate eu le-am trecut cu vedere. Azi, mâine, peste 3 ani, este total în regulă să te decizi să aștepți dacă asta simți că vrei să faci.
Iar decizia ta trebuie respectată, fără niciun fel de negociere sau insistență. Nu vrei, vrei să aștepți, vrei să faci sex peste 1000 de ani. E tot în regulă. În același fel, dacă tu vrei să faci sex, dar partenerul sau partenera ta nu vrea, e o chestie pe care tu trebuie, fără nicio negociere sau insistență, să o respecti. Deci, ideea este, respectă-ți limitele și respectă limitele pe care cealaltă persoană le pune. În același timp, este în regulă și dacă împreună cu partenerul sau partenera decideți că vreți să mergeți mai departe și vreți să faceți sex, dacă asta este cu adevărat ceea ce vă doriți. Ideea este, fă-ți temele înainte, pe toată partea de contracepție și protecție, fii sinceră cu tine sau sincer și fii sincer și sinceră cu partenerul sau partenera ta. Și în primul rând, ai încredere în tine, în vocea ta interioară, în ceea ce știi și simți că e cel mai bine pentru tine. Pentru că numai atunci când tu ești ok cu tine, poți fi ok și cu o altă persoană. Cam atât pentru azi. M-am și emoționat puțin la sfârșit. Sper că aveți zile de iarnă plăcute. Chiar acum a început să ningă. Și până data viitoare, aveți grijă de voi.